Este anul 2075, temperaturile la nivel mondial au crescut cu 10 grade, provocând căderea civilizației. Soarele este atât de fierbinte încât expunerea în timpul zilei duce la moarte. Recoltele au fost distruse, puțină apă sau hrană este disponibilă și ordinea socială a dispărut. Puținii supraviețuitori care s-au adaptat acestei lumi infernale trebuie să-și protejeze pielea cu îmbrăcăminte în exces, mănuși, halate și orice pe care pot pune mâna. La începutul filmului, o tânără pe nume Mary, sora ei mai mică Leonie și iubitul Philip, călătoresc prin pustiul uscat. Singurul lucru care îi protejează de soarele mortal este un Volvo vechi, care este lipit cu plasă metalică și ziare pe geamuri. Doar o gaură mică este lăsată deschisă pentru ca șoferul să vadă. Deși lumea a devenit în mare parte nelocuibilă, se zvonește că munții sunt încă verzi și luxurianți, cu provizii abundente de hrană pentru toată lumea. Acolo se îndreaptă trioul. Rutina lor obișnuită constă în căutarea prin mașini și benzinării dărâmate, în speranța de a găsi benzină suplimentară, apă sau chiar mâncare. Starea este atât de gravă, încât chiar fac raid la toalete pentru a-și potoli setea. În tot acest timp, ei trebuie să fie atenți la supraviețuitorii ostili, deoarece o mișcare greșită le-ar putea costa viața. Într-o zi, trioul dă peste o benzinărie și se despart rapid. Philip, fiind liderul și protectorul grupului, încearcă să obțină benzină din rezervoarele subterane ale stației și din vehiculele abandonate, în timp ce femeile caută provizii în clădiri. După ce s-au uitat puțin în jur, cele două surori reușesc să scurgă puțin apă din conductele de apă de la baie. Din păcate, în timp ce sunt ocupați cu munca lor, un bărbat misterios cu glugă le fură mâncarea și apă din mașină. Mary observă rapid acest lucru și țipă după Philip, care încă încearcă să recupereze gaz din rezervorul subteran. Curând, cei doi merg după bărbatul cu glugă, doar pentru a descoperi că proviziile lor au dispărut din mașină. Philip se înfurie, strigând că el este întotdeauna cel care trebuie să fie cu ochii pe tot. La scurt timp, când Mary îl caută pe bărbat, își dă seama că Leonie a dispărut. Speriată, țipă numele surorii sale, dar nu există niciun răspuns. Apoi intră cu frică în benzinărie și o caută pe Leonie. Când se întoarce, află că bărbatul cu glugă o ține ostatică pe sora ei. În cele din urmă vorbește și se prezintă ca Tom. Apoi îi spune Mariei să se comporte bine și să arunce arma. Ea acceptă, dar brusc, Philip ajunge la fața locului și îl împușcă pe bărbat. Încep să se bată în mod violent. Dar în cele din urmă, Philip își supune adversarul și cei ajung la un fel de armistițiu. În scena următoare, Tom dezvăluie că este un mecanic local și că are o cantitate decentă de benzină cu el. De asemenea, îl avertizează pe Philip că este imposibil să călătorească pe o distanță lungă cu Volvo, deoarece motorul acestuia nu este făcut pentru temperaturi extrem de calde. Cu toate acestea, el știe o modalitate de a-l face mai durabil. În schimb, el vrea doar o cutie de mâncare și niște apă. Philip se gândește la asta o vreme și în cele din urmă este de acord. Dar pe măsură ce sunt pe cale să plece, Tom începe din nou să vorbească despre motor și despre cum se poate strica în orice moment. Așa că Philip, care nu vrea să-și asume niciun risc, decide să-l aducă pe străin cu ei. Fetele sunt sceptice cu privire la idee, dar Philip le convinge spunând că doi bărbați sunt mai buni decât unul. După un timp, grupul își începe în sfârșit călătoria. Ei conduc pe drumurile pustii și se îndreaptă încet spre munți. Dar pe drum, sunt opriți brusc de o structură metalică uriașă care blochează drumul. Bărbații ies și încearcă să o miște, dar este prea grea. Din fericire, cu ajutorul mașinilor, ei reușesc să îndepărteze structura de pe șosea. Acest lucru oferă grupului un moment de fericire, pe care îl sărbătoresc. Tocmai atunci, ei observă o mașină distrusă la câțiva metri distantă. Bărbații presupun că tocmai s-a accidentat, așa că se îndreaptă să caute provizii. După ce se uită o vreme în jur, descoperă că mașina aparținea unui cuplu francez. Găsesc de asemenea niște resturi de mâncare, apă și gaz. Prin walkie-talkie, Philip îi cere Mariei să care nevoie de câteva sticle și recipiente. Cu toate acestea, ea insistă să vină singur și să recupereze tot ce vrea. Mary pur și simplu nu vrea să-și lase sora singură. Leonie le aude conversația și își dă seama că o văd ca pe o povară. Așadar, îi spune Mariei să plece fără ea, în timp ce se încuie în mașină. Mary este încă sceptică, dar când Philip continuă să o cheme, ea pleacă. După ce a ajuns, ea împreună cu bărbații încep să încerce un parfum franțuzesc pe care l-au găsit în interiorul mașinii. Chiar atunci, grupul aude țipetele lui Leonie și își dau seama că drumul blocat era o capcană. Ei urcă în grabă pe deal, dar Mary se împiedică și cade inconștientă la pământ. Când se trezește, este singură în pădure. Revenind în fire, Mary înaintează și se alătură lui Tom pe drum. El explică că era prea târziu când el și Philip au ajuns la mașină. Leonie a fost deja răpită de un grup de supraviețuitori care se bucură de canibalism în această nouă lume infernală. Când cei doi se reunesc cu Philip în pădure, Mary îi convinge să încerce să o salveze pe Leonie. Cu toate acestea, Philip nu vrea să le riște viața, așa că vrea să continue călătoria lor spre munți. În timp ce ei se ceartă, Tom vede fum în depărtare și încurajează grupul să investigheze. Nu pierde timpul, trioul urmărește fumul și își dă seama că vine dintr-un foc mare la o tabără a supraviețuitorilor, unde Leonie și alții ostatici sunt ținuți în lanțuri. Grupul este îngrozit de ceea ce vede, dar Tom are un plan. Îi cere lui Mary și Philip să-l ajute să creeze o diversiune.
Planul este să arunce un cocktail molotov pentru ca Mary să ia înapoi mașina furată, în timp ce el și Philip o salvează pe Leonie. Mary este imediat de acord și merge spre mașina lor parcată în drum. Ea începe să încălzească motorul când unul dintre răpitori simte că ceva nu este în regulă. El vine să verifice, dar în același timp, Tom aruncă cocktailul molotov. Acest lucru îi trimite pe toți băieții răi într-o stare de panică și, profitând de ocazie, Mary pornește mașina și așteaptă sosirea celor doi bărbați. Cu toate acestea, Philip decide să meargă împotriva planului, deoarece este prea speriat pentru a-și risca viața. Așa că, în loc să se alăture lui Tom, el urcă în mașină cu Mary și o îndeamnă să plece. În grabă, Mary pleacă, dar continuă să întrebe de sora ei și Tom. Philip minte că nu putea rupe lanțurile lui Leonie, așa că a trebuit să plece fără ea. În timpul scăpării lor, piciorul lui Philip este grav rănit într-o luptă cu unul dintre răpitori. El o încurajează pe Mary să nu se mai gândească la Mary, dar ea vrea să o salveze cu orice preț. Odată ce ajung într-un loc sigur, Mary își dă seama că Philip nici măcar nu a încercat să o salveze. Ea decide apoi să plece singură ca să o caute pe Leonie. După un timp, dă peste un tunel unde găsește geanta fetei. Asta înseamnă că ucigașii locuiesc în apropiere. Chiar atunci, o umbră apare în fundal și este Philip, care își cere scuze că a fost împotriva planului mai devreme. El promite că îi vor căuta împreună pe Leonie și Tom. Cu toate acestea, Philip este prea rănit pentru a merge, așa că Mary insistă să rămână în tunel până când poate prim ajutor. Neavând altă opțiune, acceptă. După asta, Mary se aventurează în soarele arzător, căutând urme ale surorii ei și a lui Tom. Din cauza căldurii copălșitoare, ea se refugiază într-o biserică în ruine din apropiere. Apoi adoarme pe podea și câteva ore mai târziu, o bătrână pe nume Elizabeth o trezește. De așteptat, Mary se sperie, dar Elizabeth o calmează și îi oferă niște apă. El începe apoi să vorbească și Mary îi spune despre situația ei. Ea explică cum sora și prietenul ei au fost răpiți de niște sălbatici, așa că îi caută. Elizabeth dezvăluie că nu a auzit niciodată de acești sălbatici, dar cu toate acestea, promite că va ajuta. Dar mai întâi, insistă ca Mary să vină la ferma ei și să se odihnească. Acesta din urmă crede imediat cuvintele amabile ale Elizabethei și acceptă să vină cu ea. De asemenea, dezvăluie locația lui Philip și cere ajutor. Mai târziu, vedem hambarul lui Elizabeth în timp ce îi explică Mariei că toate animalele ei au fost distruse din cauza căldurii. Mâncarea este puțină și familia lor se întreține cu ajutorul unui iaz din apropiere și este plin de pești. Inițial, femeia pare prietenoasă și îi arată casa. Apoi o duce pe Marie într-o cameră, unde poate dormi toată ziua. Obosită, Mary doarme repede, doar se trezește închisă în cameră. Privind printr-o gaură mică, ea vede un băiat jucându-se cu prietenul său. Ea se apropie mai mult pentru a vedea niște captivi răpiți. Mary îl vede și pe Philip rănit fiind adus în hambar. Acesta este momentul în care își dă seama că Elizabeth și familia ei sunt răpitorii care au întins capcane rutiere. Deodată, Elizabeth deschide ușa și intră. Ea dezvăluie că Philip va fi folosit pentru carnea lui, deoarece nu au alte opțiuni acum. Cât despre Mary și sora ei Leonie, vor fi lăsate în viață datorită tinereții și frumuseții lor. Cu toate acestea, vor fi forțate să se căsătorească cu fiul Elizabethei. Neputincioasă, Marie încearcă să facă ceva, dar fără rezultat. Elizabeth lasă apoi o rochie albastră pe masă și îi cere să o poarte în timpul cinei. Înainte de a încuia ușa, ea explică și consecințele dacă cineva este prins în timp ce încearcă să scape, vor fi rapid executați și mâncați. După ce pleacă, Mary se uită prin cameră, căutând o ieșire. Deodată, ușa se deschide din nou și e Leonie. Surorile se reunesc în cele din urmă. Cu lacrimi în ochi, Mary promite că o va scoate de acolo. Cele două surori încep apoi să facă o frânghie din hainele lor, astfel încât să poată sări de pe fereastră și să scape. Din nefericire, bate cineva la ușă și Maria îi cere surorii ei să pretindă că doarme. Fiul lui Elizabeth, Misha, deschide ușa și spune că este aici pentru a face bine rănile lui Leonie. Dar când se apropie prea mult de fereastră, unde surorile și-au plănuit evadarea, Mary îl sărută brusc. Când el este distras, ea îl lovește cu o bucată mare de lemn. Rănit și supărat, Misha începe să o sufoci. Dar la cel mai scurt timp, Leonie îl lovește și îl face cheio. După aceea, cele două surori se pregătesc să scape. Mary îndeamnă pe Leonie să sară mai întâi de pe fereastră și să meargă în pădure să se ascundă. Sora mai mică acceptă, iar după ce a scăpat, Mary aude pe cineva la ușă. Ea decide să rămână și să joace rolul. Apoi își schimbă hainele în rochie albastră pe care Elizabeth i-a lăsat-o. La scurt timp după aceea, Mary coboară scările și în curând dă peste Elizabeth, care este ocupată să pregătească cina. Femeia pare fericită deoarece Mary se adaptează aparent la locul respectiv. Întrebată despre Misha, ea îi spune lui Elizabeth că acum curăță rănile lui Leonie. Ea este apoi dusă în bucătărie, unde toată familia canibală a lui Elizabeth stă împreună la cină. Ei încep să spună niște rugăciuni înfiorătoare și apoi se pregătesc să mănânce carne umană. Mariei se servește și toată lumea așteaptă să înceapă.
Speriată, ea încearcă să scape, dar Mișa, care și-a recăpătat cunoștința, o oprește lângă ușă. În scena următoare, Marie este legată și pusă în abator. Acolo, ea îl vede pe Filip, care este și el legat în cameră. Curând după aceea, Mișa sosește și îl execută pe Filip, gata să-i transforme cadavrul în hrană umană. Când Mișa părăsește abatorul, Mary reușește să ia un cuțit din hainele lui Filip și să se dezlece. Apoi scapă și deschide o ușă hambarului, unde găsește mulți prizonieri, inclusiv pe Tom. Fără să piardă timpul, toți încep să fugă, cu familia canibală în urmărire. Tom se luptă cu mai mulți dintre răpitori și elimină. Când Mary este aproape lovită de unul dintre ei, Tom o salvează lovindu-l pe la spate. În timp ce bărbații se luptă pentru viața lor, Mary reușește să evadeze și să alerge prin pădure în căutarea surorii ei. După un timp, o găsește pe Loen, dar aceasta din urmă este legată de Elizabeth și de unul dintre fiei. Bătrâna se confruntă apoi cu Mary, spunând că ea este diferită. Acum vor să o ia pe Leonie cu ei, astfel încât să se poată căsători cu unul dintre fiii lui Elizabeth și să-și formeze o familie. Marie nu reacționează și așteaptă momentul potrivit. Când femeia se apropie, o înjunghe repede cu arma de mai devreme. În timp ce fiul își plânge mama Elizabeth, Mary o eliberează pe Leonie. Cele două surori se alătură apoi lui Tom și fug în munți, unde găsesc picături de apă și locuri răcoroase. Sus, pe cer, ei văd și păsări. Triul se uită apoi peste creastă în speranța de a găsi o viață mai bună. Cu toate acestea, ei nu văd nimic altceva decât și mai mult pustiu ruinat și uscat în vale. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă!